Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou clip. E bine, astăzi vom vorbi despre o locomotivă cât se poate de specială, o locomotivă care a făcut istorie și în continuare face în România, și anume locomotiva Diesel 060 DA produsă la Electroputere Craiova, România. După cum vedeți, este o reproducere la scara HO a locomotivei 060 DA 819, care este a depoului Iași, dacă nu mă înșel, dar din momentul de față este retrasă. Cu toate astea, modelul a fost realizat la scara HO, un model produs de cehii de la MTB, la baza acestuia fiind un model PKP, dar deoarece cererea este cât se poate de mare în România, a fost nevoie să se convertească și modelul CFR. Cam așa arată cutia. Nu am foarte multe lucruri de spus despre ea, o cutie cât se poate de banală. Scrie aici frumos MTB, firma. Model la scara HO, evident, după cum v-am spus. Aici aveți website-ul firmei. Și, fără să mai pierdem vremea, vom deschide cutia să vedem locomotiva. Scăpăm de folia asta, nu avem nevoie de ea. Și aici este evident minunata locomotivă, o realizare cât se poate de bună, aș putea spune. Așa, o mică privire din cutie, după care o vom extrage din cutie. Cu ajutorul acestui plastic, scoatem ușor. Dăm cutia la o parte, o să ne întoarcem imediat la să ne uităm și la accesorii. Cam așa arată locomotiva, absolut superbă din punctul meu de vedere. Locomotiva pe care o am eu este parte din seria numărul 2. A fost seria 1, n-am apucat să o iau pe aceea. Am luat-o pe aceasta. Locomotiva este achiziționată cam de prin luna aprilie, dacă nu mă înșel, deși până atunci n-am apucat să-i fac un mic review, o mică prezentare, deoarece nu prea am avut condițiile necesare pentru a filma, cum am spus în clipul trecut. Acum pot filma la o calitate mult mai bună, deoarece am și sculele corespunzătoare. Haideți să începem din față, cum ar veni. După cum se vede, avem aici numărul locomotivei 608197, după cum se poate vedea. Un lucru pe care l-am remarcat, dar nu mă deranjează foarte mult, este faptul că, după cum vedeți, la furtunele de aer avem doar două orifici în loc de patru, cum ar fi trebuit să avem, pentru că sunt două furtune de 10 atmosfere și două de 5, dar nu mă deranjează deloc. Avem, evident, plugul cu porcupla, după cum se poate vedea. Din nou, încă un orificiu pentru cupla motoristică pe care o regăsiți în punga de accesorii. Arată foarte bine bodul, vopseaua este de bună calitate. Dacă să trecem în lateral, avem grilele de la radiator, aici am impresia. Tot felul de alte grile, aici în partea de jos, sub acest logo cu Electroputere Craiova, dacă pot eu să focusez așa. 1972, anul care a fost produs locomotiva cu numărul 819. Aici, în partea de jos, avem bateriile. Frumos logo-ul CFR vechi. Dar, evident, în partea dreaptă este și logo-ul CFR nou, poreclit logo șobolan, după cum au auzit că se mai spune. În rest, după cum se poate vedea detaliată cât se poate de bine, din punctul meu de vedere, este un model destul de reușit. Nu extraordinar, dar arată într-adevăr bine. Din nou, celălalt bot. În partea de jos, evident, câte trei osi la fiecare boghiu. Două șuruburi aici la rezervor. Cred că prin intermediul ăstora se accesează interiorul locomotivei. Dacă nu am impresia, este ca la modelele 060, unde se lărgește carcasa. N-am scos-o până acum și nici nu am de gând. Cam asta ar fi cu modelul, arată cât se poate de bine
și plafonul, evident. Singurul lucru care lipsește, dar de fapt nu lipsește, pentru că modelul de față vine fără instalație Inda. Instalația Inda era situată aici, în partea stângă a coșului, din câte știu eu. Dar cu modelul de față nu are așa ceva, nici aceasta nu are, deși sincer mi-ar fi plăcut să beneficiem de un model cu o instalație Inda aici, pentru că era evident mai detaliat, arăta mult mai bine. Din nou, coșul arată și el bine, tot felul de gradații. Pe aici intră ventilatorul pentru aer. Aici avem un mic orificiu pentru goarnă, deși locomotiva în realitate are fluier în accesorii primi în goarnă, să vedem asta în dată. În rest, cam atât, nu am foarte multe lucruri să vă spun, arată cât se poate de bine, după cum se poate vedea. Din nou, logo-ul electroputere, care va rămâne cât se poate vedea, evident. Așa. 1972. Un model destul de reușit din punctul meu de vedere. Și acum să vorbim un pic și despre istoria acestei locomotive, care, după cum v-am spus la începutul clipului, a făcut și face în continuare istorie pe căile ferate române. Modelul de față are 2100 de cai putere, de altfel toate au aceeași putere, cel puțin în teorie. Este produs în România sub licența Schulzer, după cum bine știm, BBC SLM. Perioada de fabricație este 1960, dacă ții bine minte, până când, nu 89, 88, înainte de Revoluție, cu un an. S-au fabricat aproximativ 2500 de locomotive, nu s-a atins încă suma aceasta, dar 2480 și un pic parcă. De asemenea, au fost foarte multe pentru țara noastră, dar și câteva pentru export, precum în Bulgaria, Polonia, China, iar în momentul de față se regăsesc și în Spania la diversi operatori care gestionează infrastructura, din câte am văzut pe internet. De asemenea, sunt multe locomotive diesel 060DA și la unguri, MMV Rail, dacă știți, la bulgari, după cum v-am spus. Foarte multe modele sunt pe piață, sunt, de fapt, nu mai sunt pe piață, sunt în Europa datorită robusteții lor de care au dat dovadă, datorită puterii foarte mari dezvoltate, datorită cuplului motorului. Au fost niște locomotive cât se poate de reușite, care, cum spuneam și în ziua de astăzi, fac istorie pe căile ferate. Cam asta ar fi, nu am foarte multe lucruri de spus despre ea. Greutatea, în realitate, ajunge undeva pe la 120 de tone. Modelul de față la scara HRO are 580 de grame, din nou, un model destul de greu, dar fiind foarte greu, duce lipsă de cauciucuri de aderență pe osi. După cum se poate vedea, nu are așa ceva, nu vine în dotare cu ele, dar din punctul meu de vedere, nici nu este nevoie, având în vedere faptul că locomotiva cântărește 580 de grame. Așadar, cam așa arată modelul. Modelul pe care l-am eu vine echipat și cu sunet, care se aude cât se poate de bine. Este un sunet foarte realist, foarte bun. Am mai văzut diverse variante de sunet la T-League, la locomotiva veche, 060 de, dar acela cum n-a fost foarte reușit, acesta a meritat banii din plin. Și cum spuneam că modelul de față este, de fapt, cei de la MTB s-au bazat pe locomotivă PKP, dacă nu mai știu exact, aceea verde, cu farurile un pic schimbate aici. Acel model are șasiul un pic diferit. Ce înseamnă șasiul diferit? Este o idee mai lung, nu știu dacă se poate observa, distanța dintre ultima osie și rezervor este o idee mai mare. Așa se întâmplă și cu modelul real 060DA819, ca aceasta din imagine, beneficiază de un șasiu mai lung, deci s-a ales un model care să corespundă, astfel încât să nu fie, să nu ducă lipsă de, să nu fie parte de erori, de fapt, în treaba asta. Deci nu este un șasiu practic. Nu este modelul standard pe care s-au proiectat majoritatea locomotivelor, este un șasiu o idee mai lung, deși, după părerea mea, este aproape insesizabilă treaba asta, după cum se poate vedea. Cam așa ar fi. Cu toate astea, locomotiva este cât se poate de reușită și a meritat fiecare bănuț din punctul meu de vedere. Din nou,
botul locomotivei, cam asta ar fi. Acum să o punem pe linie și să vedem și cum se aude, pentru că foarte multă lume m-a întrebat de sunetul acestei locomotive. Am făcut și câteva clipuri dedicate cu sunet, deși mulți au dorit o prezentare, iată, am făcut abia acum. Cam atât ar fi cu modelul. Vom trece un pic și la accesorii. În partea stângă aici găsim evident accesoriile. Avem tot felul de cuple, tot felul de furtunașe care vin acolo în orificiile acelea despre care v-am spus. Avem evident și goarne astea, după cum se poate vedea. Foarte multe accesorii pentru toată locomotiva punguța asta, deși am mai primit încă o pungă cu alte goarne care sunt argintii, după cum se poate vedea. Au așa un stil cromat, așa mi se pare așa puțin. Încă nu le-au montat, probabil o voi face cât de curând. Da, cam atât ar fi și cu ce este în cutie. Mai avem o foicică cu dotorile decodorului digital, funcția acestuia de fapt. Lumină față, avem sunet, fluier lung, se poate vedea cam cu ce vine în dotare. Din păcate, eu cum am Digi01 ca centrală, nu pot accesa mai mult de primele 8 funcții, dar intenționez să schimb centrala cât de curând ca să mă pot bucura de toate funcțiile acestei locomotive, pentru că doar de-aia am dat banii. Cam asta ar fi. Vom trece acum la rularea locomotivei și la testul cu sunet mult provis. Stațiile, la linia 3, oprește în stațiile, aghire.